dacă volei, începem să ne simțim bine cu toții, doamnelor și domnilor. De 15 ani, ziua de Sfântă de Rusalii, satul Lemniu își cheamă acasă fiii și fiicele pentru a sărbători împreună și pentru a duce mai departe această tradiție minunată. Vă vom demonstra că de la an la an am crescut și am învățat să oferim acestui frumos sat de pe Valea Someșului ceea ce merită: renașterea tradițiilor locale, viață și iubirea de acasă, pentru că fără acasă nu suntem nicăieri. Trebuie să recunosc că am descoperit această localitate abia acum, însă mi-am dat seama că este o localitate plină de viață cu niște oameni inimoși. Doamnelor și domnilor, ne așteaptă momente importante și deosebit de frumoase în această după-amiază aici, în satul dumneavoastră, pentru că avem nenumărate momente artistice alături de copiii din Lemniu. Vom avea spectacole alături de ansamblul Someșul Junior al Casei de Cultură din Jibou, ansamblul Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, ansamblul Transilvania din Baia Mare, artiști recunoscuți, Ileana Bumba, Jonut Sima, Lorena Șut și multe, multe alte surprize doar pentru dumneavoastră. Avem aici în stânga scenei niște iubitori ai sportului, avem și o competiție, meciul 1, Lemniu-Lozna, meciul 2, Ileanda-Jibou, meciul 3, Lemniu-Jibou, meciul 4, Lozna-Ileanda și ultimele două meciuri între Lemniu-Ileanda și Lozna-Jibou. Doamnelor și domnilor, am înțeles că voleiul este un sport cu tradiție aici la dumneavoastră în sat. Să aplaudăm pe acești minunați sportivi care iată se întrec în aceste momente. Așa, mulțumim. Trebuie să le mulțumim de asemenea și celor care reprezintă comunitatea locală, oamenii inimoși care au făcut posibil organizarea acestui eveniment. Însă, înainte de toate, am înțeles că aveți niște copii foarte frumoși aici în satul dumneavoastră, care vor veni cu un moment important, acela de a vă aduce în atenție imnul satului dumneavoastră. Așadar, ne revedem în câteva momente pentru imnul localității. Să aveți distracție frumoasă, vremea să țină cu noi și să nu uităm de acest sat minunat. Distracție faină! Frumoși, cu mic, cu mare. Acești copii duc tradiția mai departe și ne bucură foarte mult acest lucru. Trebuie să le mulțumim și celor care pregătesc. O parte din aceste tradiții minunate de pe Valea Someșului se regăsește pe costumele populare cu care sunt îmbrăcați copiii. În aplauzele dumneavoastră.
Hey!
măicuța, trec someșul cu luntrea, în lunca zăvoiului, la strânsul mălaiului. Și acolo cu toții din sat culegem rodul bogat. Se spune că muzica este un medicament pentru suflet și nu numai. Avem onoarea să o avem alături de noi în această minunată după-amiază pe doamna Silvia Tămășan, un artist îndrăgit al muzicii populare românești, un om care a cinstit cântecul popular și a trăit prin cântec, căci cântecul popular i-a fost viață, i-a fost ajutor, i-a fost dragoste. Să-ți spună, doamnă, bine ați revenit la noi după vreo 30 și ceva de ani, din cât am înțeles eu. Mulțumesc tare mult. Da, aici am cântat la Matei Isidor la nuntă, care s-a căsătorit cu sora mea. De atunci n-am mai fost chemată în comuna lui. Ne bucurăm că ați revenit. Așadar, un om deosebit aici în fața dumneavoastră. Tare mult! Noi drăguți în sat.
unul supărat mă sărută celălalt. Șalai, la, dai, la, dai, da, la, 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 dai, da. Când îi unul mânios, măi, mă sărută cel voios. Când îi unul mânios, măi, mă sărută cel voios. Și când unul vine bar, mă sărută celălalt. Șalai, la, dai, la, dai, da, la, la, dai, da. Nici aceie nu-i pomeie, care n-are la vreun cheie. Care n-are paie-n pat și drăguț pângă bărbat. Șalai, la, dai, da, dai, da, la, da, dai, da. Nici aceie nu-i pomeie, care n-are la vreun cheie. Care n-are la brucheie, să ghescuie și să ieie. Să ghescuie și să ieie, să mănânce și să beie. Pe bărbat dracu să-l ieie, la, da, da. Nici acela nu-i bărbat, măi, care nu-i dă păsă cap. Nici acela nu-i bărbat, măi, care nu-i dă păstă cap. Care nu-i dă păstă cap, să știe care bărbat. Și cu el s-o măritat, măi, la, dai, la. Să știe care bărbat, și cu el s-o măritat. Și cu el s-o măritat, măi, la, dai, la. Măi, Nicului Rusalilor. Am încercat să refacem ceremonialul agrar întâlnit în majoritatea statelor din Transilvania, numit Cununa Secerișului. Acest ceremonial se făcea în mod tradițional în perioada dintre Rusali și Sfântul Petru și Pavel, atunci când era grâul cop și gata de secerat. Unul dintre gospodarii mai harnici ai satului, duminica după slujbă, i-a anunțat pe ceilalți, mai ales fete și feciori, că invită în cutare zi să-i secere holda și să-i împletească cununa. Toată mânca lor se făcea cu cântec și povești de seceriș. Mai spre după masă, când era gata cununa, aleul de secerători pornea de pe holda la casa gazdei, unde se pregăteau mese întinse. Ceartă de secerători, am pornit tocmai din zon și am muncit cu drag și spun cum aduce o cunună să cinstim pe gazda bună. Ascundeți-vă voi nori că am venit cu grâu și flori să cinstim această casă mândră și frumoasă. Stăpâne până afară, că venim cu mare fală. Ești stăpâne până-n prag, că venim cu mare drag. Să vină un fecior frumos, să ne ia cânina jos. Să fii gază veselioasă, că e o cunună frumoasă. Deschide gază poarta, că noi am gătat holda. Deschide cât poți mai tare, că te aducem holdă mare.
noi bine ați venit, că noi bine am pregătit. Vă cinstim cu tot dragul ca să mai veniți la anul. Bună ziua, gazdă mare, am venit din depărtare. Am venit din depărtare, de pe lac, de grâu roșcat, că am fost la secerat și am venit cu voie bună să vă aducem o culună din spice coapte de grâu, de pe holde până la prun. Noi toți fete și flăcăi adunarăm grâul clăi, pusam claie lângă claie ca soldații în bătaie și așa scâile de multe, camioarele la munte și împletirăm la un loc o culună cu noroc. Să cinstim toți împreună cu cântec și voie bună. Culuna noastră gătită este mare și vestită, a muncit cu drag și spor ca să o vestim tuturor. Multe spici am adunat până culuna am gătat. Dimineața ne-am sculat, pe obrame ne-am spălat, secerea în mână am luat, mândră hold am adunat. O mai și ploua, greu a fost culcat, dar mai greu de adunat. Și apoi din nou către o goare în zorii zilei am pornit, deși ești cerișul mare, puteri din cerul am primit. Va venim de-a lungului, eu mai și una plăcăi, lasă lude cât de tare să ne crească honda mare, sănătoasă și frumoasă pentru o gardă veseloasă. Gazdă cu voie bună, de asta mândră cu lună. Fi gazdă sănătoasă, să te veselești la masă. De unde cu luna vine, rămân țarinile pline. De unde cu luna pleacă, rămâne țarina întâi. Hei, fecior mari, fecior tarnă, cât am umblat și greu am secerat, gazda noastră bine s-o gătat. Cu un colac de greu curat, dar la colacul ăsta mult s-o lucrat. Doamna l-o aragră, mult o sămânat și mult rod o adunat. Moară, i-a spus a lui soțioară, bărbace, franțoină frumoasă, că vin secerătorii la noi acasă. Ei o lucra noi cu la fionda și toți ne-am veselit în această mare zi. La mea suntem din, este mare sărbătoare, luna noi am pregătit pentru această gazdă mare. Să nu fie cu supărare, prea cinstită gazdă mare, când am plecat la secerat, v-ați lăudat prin sat și ați promis că ne așteptați cu un colac mare în dar, mare cât roata de car. E, dar așa cum stai în poartă și ții masa necărcată, parcă ni s-o lămurit că am dat peste un zgârcit. Nu tocmai așa stă treaba, că nici noi n-am stat degeaba. Hambar l-am măturat, grâul vechi l-am măsurat și la moară l-am cărat. Am avut făină aleasă, cernută prin sută deasă, iar femeile din lemniu frământară până târziu. Au fost rumeni colacii pentru ai noștri oaspeți dragi. Văd că vă place a vă lăuda, dar noi cu luna nu vom da, până plata nu lua și la masă noi o sta. Noi cu luna nu om da la cinstita găzdoaie, că-i copinș de oaie și cu oață de hulpaie. Noi cu luna om da la cinstitul gazdă, că-i fiu de viță aleasă. No, până gazda ne-a scuta, ia priviți la masa sa, colac rumen și frumos, ca și fața lui Hristos. E făcut de găzdăriță, nu a pierdut timpul pe uliță, din grâu bogat, cum Dumnezeu l-a dat. Dar să nu credeți că l-au frământat atât de ușor, că l-au frământat foarte greu, câtă sudoare o curs, până la moară l-au dus, până au făcut făina, până l-au copt în tihnă, vă răsplătește pentru că ați lucrat și de bine ați urat și să ia fiecare din el câteodată. Să trăiască gazda, măi! Noi vom da și de băut și de mâncat, dar de aici nu plecați până ceva nu ne urați. Cheers!
Și-am avut o cărărușă, și-am avut o cărărușă, până la mândra la ușă, până la mândra la ușă. Și-o venit un blestemat, și-o venit un blestemat, cărărușa mi-o străcat, cărărușa mi-o străcat. Și-o venit un prăpădit, și-o venit un prăpădit, cărărușa mi-o îngrădit, cărărușa mi-o îngrădit. Și cu nuiele, tot pustin și cu nuiele, supărarea mândrii mele, supărarea mândrii mele. D-apoi supărarea mea, d-apoi supărarea mea, că nu pot mere la e, că nu pot mere la e. Păi ghice să știu supărat, ghice să știu supărat, când șef e crâșmensat, când șef e crâșmensat. Patru scubere, triscu din patru scubere, când mă-nbătă chiesa mele, când mă-nbătă chiesa mele. Că-s tânără și-s frumos.
Thank you.
să ne vedem de program. Să continue distracția aici în localitatea dumneavoastră. Suntem într-o mare zi de sărbătoare, o sfântă sărbătoare. Doamnelor și domnilor, urmează ansamblul de dansuri din Lemniu, sub îndrumarea coregrafului Raul Nan, un tânăr care, iată, în doar câteva luni a reușit să strângă acești tineri minunați, i-a urcat pe scenă, îi pregătește, iar rezultatul nu s-a lăsat așteptat. În aplauzele dumneavoastră! Pentru dumneavoastră vor ruca pe scenă doi tineri care ne cântă cu niște melodii deosebite din folclorul românesc. Adriana Ciontoș și Man Vlad. Thank you.
cocior, fetile, la 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 la, dragă mi și mătruța, la 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 la, când îmi dă mie gura mai la la la, dragă mi și mătruța, la 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 la, când îmi dă mie gura mai la la la. Și domnilor, Patricia Moldovan, Ali Vecinu Nicu. Ia, Patricia, filma! Thank you.
Yeah.
sărmăi. Păicică de bușor mai, m-a pus dracu să mă sărmăi. Și-am luat-o cu avere, mi-e pe plăcere. Când o văd în ușașurii, gândești că-i mama pădurii. Când o văd în ușașurii, gândești că-i mama pădurii. Când se duce la ogor, fufiță-i că s-o mor mai. Am avut și trei purcei și-a murit de gaza ei, măi. Acum stau închisă șură de frică că mi-a dat dura.
Ascultat o suită instrumentală, în continuare un dans de pe Valea Agrijului. Thank you.
face cu foc, la na 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 na. Ies mândruță de nașoc, la na 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 na. Ce te rază, ce cu foc, la na 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 na. Mândruș joacă feciorii, la na 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 na. Ce frumoasă ce te niciodată nu mă crezi, mândruță cu ochii vezi, dar niciodată nu mă crezi. Eu îți spun că te iubesc, tu zici că te băgălesc, tu zici că te băgălesc, mândru. Eu îți zic că te iubesc, tu zici că te băgălesc, tu zici că te băgălesc. Așa e cu mândruțele astea, n-ai ce face, dacă și frumoasă. Hai, 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 hai! Cu ochii albaștri, ce lucesc ca niște aștri. Mândruță cu ochii albaștri, ce lucesc ca niște aștri. M-ai privit aseară odată și ne-ai luat liniștea toată. Și ne-ai luat liniștea toată, mândru. M-ai privit aseară odată și ne-ai luat liniștea toată. Și ne-ai luat liniștea toată. Facem așa pentru toate domnile, să nu se supere și pentru toate domnișoarele. Hai, 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 hai! Să trăiască Ministerul de Interne, domnul primar și tot să-l ajut. Mândruță cu ochi de mură, dar de unde sară să-mi dai gură. Mândruță cu ochi de mură, păi de unde sară să-mi dai gură. Să-mi ador un drăb pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață, mândru. Da, să-mi ador un drăb pe brață, să te sărut cu dulceață, să te sărut cu dulceață, mândruță!
în specială soției dânsului care a făcut o frumoasă vârstă de vreo 2-3 zile. Petrecere frumoasă! Cina n-am avut, dar tot omul care am fost pe același om însă. M-a dus viața în sus și jos, am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om însă. De-aia câteodată beau, mai beau și o fanglată, că la tăi greu, ca o lată-ți deodată. De-aia câteodată beau, cât e un părel, păi că la tăi nici greu, la toți la fel, mă. Hai, hai și iar hai, mă. Așa-i glătesc, e greu, dar nu glătesc la fel. Pe sus, când veneau banii ușor, nici la nimeni nu m-am plâns, păi de-aveam sac gol. N-am ținut nasul pe sus, când veneau banii ușor, nici la nimeni nu m-am plâns, păi de-aveam sac gol. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac lată, că la tăiesc e greu, dar o lată-ți deodată. De-aia câteodată beau, cât e un părel, păi că la tăți mi-e greu, dar nu la toți la fel, bă. Hai, hai și iar hai, bă. Pui nume, să dai viață, să pui nume, să puteși pentru copii. Cel mai sfânt lucru din lume, până-n ceasul ce-ai murit, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Festivităților Sărbătorii Rusalilor de Niu 2017. Mulțumesc! Am avut alături de noi mai multe competiții, mai multe festivități. Am început cu
voleo, cu mini-fotbalul, cu reprezentanții ansamblului național Transilvania, ansamblului Meseșu, ansamblului junior Someșu de la Jivou și cu reprezentanții noștri de la Lemiu. Vreau să începem festivitatea de premiere pentru echipa de, pentru competiția de mini-fotbal. Locul 3, echipa de la Surduc. Vreau să se prezinte reprezentanții echipei de la Surduc. Locul 3, dumneavoastră sunteți reprezentantul echipei care o să ridicați pe mine. Vă rog să le ridicați, că despre a ridica e vorba. Mulțumim, vă felicităm, vă așteptăm și anul viitor această competiție, vă mulțumim că ați participat alături de noi și ați fost alături de noi la această frumoasă competiție, vă așteptăm și anul viitor, mult succes în continuare. Locul 2, echipa de la Cozla. Felicitări! Domnul Chine, reprezentantul comunității de la Cozla și reprezentantul echipei, felicitări cupa și locul 2. Bineînțeles, domnul Hosu, echipa de la Corveniș, locul întâi, felicitări! Mulțumim, mulțumim regie. Locul 4 la competiția care ne prezintă, respectiv competiția de volei, este o tradiție la noi în localitate. Voleiul este reprezentativ. Noi am adoptat mini-fotbalul, dar așa ca și competiție, sigur, cu mulțumirile și cu responsabilitățile care decurg de aici. Locul 4, echipa de la Lozna. Felicitări! Mulțumim, domnul Pocon. Fără cupă, doar cu premii. Locul 3. Reprezentanții gazdelor, echipa de la Leniu. Felicitări! Mulțumim! Locul 2. Reprezentanta reprezentativa de la Indianda sau reprezentanții comunității de la Ineamna. Mulțumim pentru participare. Sunt omniprezenți la toate cele 15 ediții. Vă mulțumim și vă așteptăm și la ediția numărul 16. Felicitări! Și câștigătoarea din acest an și de anul trecut, dacă bine îmi amintesc, echipa de la Jibou, felicitări! 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 De cele scuze, reprezentanții echipei au plecat, au fost reținuți în alte activități, dar mulțumim pentru prezență. Încă o dată felicitări. Au câte o halbă de bere, încă, nu câte o halbă, câte o set de halbe de bere. Nu că e reprezentat, dar poate ști. În continuare vreau să vă... Ăștia țucă nevastă, un domnul fiu. Imediat să vă. În continuare vreau să dăm domnii distracții. Vreau să credem că ceea ce urmează de acum, reprezentanții prietenii noștri de la Baia Mare, domnul Fori și cu formația dânsului, ne va încânta și cu domnul Damascul ne va încânta până mâine dimineață cu cântecele dânșilor. Vă mulțumim pentru participare, vă așteptăm la cea de-a 16-a ediție 2018. Distracție plăcută, o seară minunată în continuare alături de formații și de reprezentații noștri. Mulțumim, o seară plăcută, mulțumim! Vreau să fim cât mai aproape de dumneavoastră. Vrem să fim pentru dumneavoastră în această seară frumoasă la invitația domnului primar Dorel Man și a soției doamna Voichița și a dumneavoastră, a tuturor, a prietenilor noștri, dumneavoastră, să facem o petrecere frumoasă până dimineață, până când veți dori dumneavoastră, așa cum numai noi știm.
din toată inima să vă spun că ați făcut o sărbătoare minunată, o sărbătoare așa ca la lemniu. Felicitări încă o dată domnului primar și dumneavoastră tuturor. Doamne ajută și petrecere faină alături de orchestra noastră, la clape Florin Roman, la taragot Sergiu Ivan și la vioară Valer Fori, subsemnatul Dan Vascul și bineînțeles va urma și colega noastră Andreea Pinte. Să dăm drumul petrecerii, distracției și bunei dispoziții. Doamne ajută, petrecere faină! Cine m-am adunat, am intrat cu voie bună să petrecem împreună, să petrecem și așa. Aici când că aici mi-e bine, că-s cu frații lângă mine. Aici când aici mi-e bine, că lemniul-i lângă mine. Codul-i cu rămânele, ies cu frații surorele. Codul-i panic între munți, ies cu frații mei părinți, măi. Și tătomul-i frumos, măi. Neamul nostru-i veselos, măi. Și tătomul-i frumos, măi. O frumos cu suflet bun, poți să pleci pe la drum, măi. O frumos cu graiul dulce, poți să pleci unde ai ajunge. Thank you.
tare, hai, hai, da, da, da. Și noi o coboară mai târziu un pic jos, să fim mai aproape dumneavoastră. Dacă este o postune, n-am avut de ce le pune. Dacă este o postune multe, n-am avut de ce le pune. Le-a pus la vecina mea, să vorbim de ce mai e, da-i, 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 da-